Horoscopul săptămânii. Berbec, vei începe să te înțelegi mai bine cu familia în această săptămână, deoarece comunicarea este mai ușoară, determinând astfel ca atmosfera să fie mai armonioasă. Modul tău de a te exprima va fi plin de grație și bună dispoziție, acest lucru fiind important în aceste zile. De asemenea, dacă ești singur, vei avea parte de cuceriri. Este săptămâna ta de glorie. Orice ai face în aceste zile, norocul este de partea ta. Primești aprecierile celor din jur, investițiile tale dau roade, iar siguranța venitului tău îți satisface perfect cheltuielile. Astrele te protejează de orice problemă financiară în această perioadă. Din fericire, spre deosebire de ultima lună, începând de luni, vei acționa fără agresivitate, ci cu răbdare și control. Acest lucru te va ajuta profesional, pentru că le vei arăta șefilor că intenționezi să continui să te străduiești în munca ta și că ești dispus să lucrezi din greu. Taur, ești în căutarea independenței. Temperamentul tău își revendică riguros spațiul de exprimare. Acest lucru îți va oferi mai multă încredere, mai ales în felul tău de a iubi. Creativitatea în dragoste este o formă bună de exprimare și tinde să se schimbe pe măsură ce se adâncește. Sensibilitatea ta este exprimată mai deschis. Întâlnirile promit să fie bogate în provocări. Vei simți un exces de energie pe care este important să știi cum să-l direcționezi. Dacă nu vor exista certuri și dezacorduri în cuplu, vei simți că persoana iubită te provoacă și nu vei vrea să cedezi în fața ei. Dacă vrei să gestionezi bine situația, găsește o modalitate de a te exprima fără să fii agresiv. Ai dreptate să vrei să economisești niște bani, dar faci alegeri care sunt împotriva acestei dorințe. Ești distras, neglijent sau sub influența cuiva care nu îți vrea tocmai binele. Încearcă să preiei frâiele portofelului tău și pune în aplicare ceea ce gândești că e benefic pentru tine, fără a răni sau dezavantaja pe nimeni. Vei avea succes în rezolvarea problemelor legate de bani. Important este să știi să profiți de influența planetelor pentru a-ți crește puterea de a atrage bogăția. Gemeni, dragostea și liniștea vor fi prezente în viața ta în această săptămână. Acest lucru este favorabil pentru tine, deoarece îți poți îmbunătăți relația și poți rezolva o problemă existentă în cuplu. Dacă pe de altă parte ești în căutarea iubirii sau încerci să menții o aventură prin intermediul rețelelor de socializare, o poți face fără probleme deoarece ești plin de șarm. Astrele te ajută să realizezi ceea ce ți-ai propus în această săptămână în materie de bani și de carieră. Vor mobiliza ceva în interiorul tău și te vor determina să vrei să înveți tot mai multe lucruri noi pentru a avansa profesional. Acestea fiind spuse, îți va fi mai ușor să te concentrezi asupra unui obiectiv și îți vei putea canaliza energia către acțiuni și afaceri profitabile. Rac. Afecțiunea pe care o arăți de obicei persoanei iubite va dispărea în această săptămână. Începi să te îndoiești de sentimentele tale și vei simți că nu merită să te lupți pentru cel de lângă tine. Dacă nu ești atent în această perioadă, atmosfera actuală de stagnare ar putea duce chiar la ură. Chiar dacă ai ceva probleme cu banii, astrele te sfătuiesc să nu zăbovești prea mult asupra acestor aspecte în această săptămână. Cel mai probabil va fi o pierdere de timp, fără vreo rezolvare evidentă. Acceptă situația cu condiția să nu-ți asumi riscuri legate de bani, mai ales pentru că nu îi ai. Leu, săptămâna aceasta e rost de distracție. Vei fi mai sociabil și vei găsi modalități ingenioase de interacțiune. Vei fi mai fericit și mai dornic să participi la diferite tipuri de conversații cu oameni necunoscuți. Acest lucru îți va aduce prieteni noi care se pot transforma în timp în mari iubiri. Astrele îți vor trezi instinctul de luptă și impulsivitatea în această săptămână. Din această cauză ar trebui să înveți să cedezi atunci când vine vorba de negocieri și să ai un spirit de compromis pentru a câștiga totuși ceva. Acest lucru e valabil atât în relațiile cu șefii, cât și cu partenerii de afaceri ori clienții. Fecioară, impulsurile iraționale își încep călătoria în viața ta amoroasă în această săptămână. Din cauza acestui lucru, trebuie să ai mai multă grijă la reacțiile tale impulsive, deoarece tot ceea ce fac sau spun alții te va afecta și vei fi tentat să acționezi după cum îți vine în acel moment. Dar această atitudine nu te favorizează acum, cel puțin nu în dragoste. Așadar, controlează-ți cât poți comportamentul, în special dacă vezi că devii agresiv, arogant sau egoist. Influențele astrale din această săptămână vor activa sectorul muncii și imaginea profesională. Datorită acestui lucru, vei profita de toată ingeniozitatea ta pentru a atrage oameni și circumstanțe în diferite moduri care te vor ajuta să excelezi la locul de muncă și să câștigi mai mulți bani. Balanță. Viața ta amoroasă este frumoasă și împlinită. Poți fi mândru de eforturile tale, dialogul și diplomația dau roade. De asemenea, senzualitatea te-ar putea apropia mai mult de jumătatea ta, nopțile fiind incendiare. Șeful tău ar putea remarca că ești obosit, dar acesta este prețul iubirii. Va trebui să iei câteva decizii care nu le mai poți amâna. Vei remarca că iubești persoana de lângă tine, dar sentimentele nu mai sunt atât de puternice ca la început. Nu te dai bătut pentru că știi că este perfect normal. Câteva eforturi și ușile se vor deschide în fața ta. Portofelul tău nu ar trebui să fie disponibil pentru cheltuielile inutile, compensând adesea o emoție interioară trecătoare. Preiei controlul bugetului, banii tăi merită să fie salvați. În această săptămână, conștientizarea îți stimulează încrederea de sine. Nu e o perioadă ușoară pentru că ai fost neglijent mult prea mult timp, iar acum trebuie să-ți asumi consecințele acțiunilor tale. Acționează la timp și muncește, astfel vei plăti scump pentru lenea ta. Scorpion. Certurile ar putea fi la ordinea zilei în această săptămână, în ceea ce privește relația de cuplu sau relația cu anumite rude. Îți vine ușor să te cerți și să te lupți, deoarece dorința de a face tot ceea ce vrei devine din ce în ce mai acută pe zi ce trece. Ai grijă de stările tale emoționale și nu te lăsa condus de impulsivitate și nerăbdare. Trebuie să-ți menții echilibrul emoțional, lăsând deoparte ostilitatea. Satisfacția pe care o vei simți în această săptămână se datorează banilor și bunurilor materiale pe care le obții. Influența astrală promovează capacitatea ta de a atrage oportunități economice. Cu toate acestea, trebuie să fii foarte atent, cel puțin în ceea ce privește afacerile și propunerile care ți se fac. Săgetător. Venus, planeta iubirii, te ajută să păstrezi armonia în viața ta sentimentală. Acest lucru te ajută să te bucuri mai mult de compania oamenilor cu care trăiești, să le arăți afecțiune și să fii mai înțelegător. Dacă în ultimele săptămâni ai avut parte de probleme și fricțiuni în cuplu, fie din cauza prea mult timp petrecut împreună sau prea puțin, acesta este momentul perfect pentru reconciliere. Astrele te vor ajuta să fii mai determinat și să-ți dai seama care sunt cu adevărat obiectivele tale profesionale și financiare. De asemenea, vei simți mai mult optimism reflectat în viziunea ta despre viitor, deoarece vei putea să-ți planifici următoarele luni într-un mod foarte creativ, clar și fără a lăsa deoparte niciun detaliu. Dacă te dedici vânzărilor, ești mai favorizat de această influență, deoarece abilitățile tale viclene vor ieși la suprafață și te vor îndrepta spre bogăție. Capricorn. Vei fi mai sincer și mai pozitiv în această săptămână, în ceea ce privesc relațiile personale. Vei face acest lucru prin mai multe conversații și fiind atent la dispoziția și sentimentele celui de lângă tine. De asemenea, vei fi mult mai dispus să petreci timp cu cei dragi și să rezolvați împreună orice dificultate care ar putea apărea. În cursul acestei săptămâni vei face tot posibilul să îți gestionezi mai bine banii. Cel mai probabil vei primi sfaturi bune de la persoane cu mai multă experiență în domeniul economic, așadar ia-le în seamă. Vei simți un val de mare energie pe care îl vei canaliza în căutarea diferitor modalități de a-ți îmbunătăți situația materială. Vărsător. Nervii și starea de anxietate vor crește în această săptămână. Îți va fi dificil să-ți controlezi temperamentul puternic, putând intra în certuri cu cei dragi și cu oricine se opune dorințelor tale. Dar dacă reușești să controlezi această supraîncărcare energetică, poți avea toate șansele să-ți îmbunătățești relația amoroasă. Predispoziția pentru afaceri din această săptămână este una bună. Ai capacitatea de a-i convinge pe ceilalți să ți se alăture și să te susțină în proiectele tale. Acest lucru îți va aduce câștiguri noi, dar și parteneri și prieteni pe care te poți baza în carieră. Pești. Nu ești prea optimist în ceea ce privește relația în care ești implicat și, în general, în ceea ce privește viața ta amoroasă. S-ar putea să simți că nu primești ceea ce îți dorești de la persoana de lângă tine sau că nu ai prieteni apropiați de la care ai putea învăța câte ceva despre iubire. Vei simți nevoie să fii mai generos în această săptămână, în special cu cei care îți sunt dragi. Vei acorda o mare importanță nevoilor financiare. ai suficienți bani încât să îți poți permite mici daruri pentru fiecare. De asemenea, ai putea lua în considerare extinderea unei afaceri care merge bine, dar și investițiile în imobiliare. Horoscop săptămânal.